Dar întrebarea e dacă credința e reală. Dacă credința e adevărată. De ce mai avem lupte, frate? De ce mai avem stres? Că Pavel zice, bucurați-vă întotdeauna și din nou vă spun bucurați-vă. Păi de ce nu ne bucurăm? Dacă Domnul este cu noi, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu cu matale și cu... De ce nu ne bucurăm? Nu? Mi-amintesc că bunicul meu a trăit 103 ani. A trăit 3 secole. Adică 2 ani s-a născut în 1898, 2 ani din secolul 19, 100 de ani din secolul 20 și a murit în 2001. A prins un an din secolul 21, deci a prins 3 secole. Și bunicul meu toată viața lui cânta. Toată viața până de câte ori l-am văzut eu, de câte ori l-am auzit cânta. Și la bătrânețe îi mai și juca vocea. Când fluiera făcea... Și eu, pe mine m-a apucat râsul, ziceam, bunicule, cam tremură vocea. El totdeauna cânta sau fluiera cântări de a doua venire. Bunicu, de ce cânti? Spunea, pentru că am prezența lui Dumnezeu. Când e Dumnezeu cu tine, te bucuri. Ziceam, păi și eu l-am pe Dumnezeu și uite că nu cânt. Păi ce înseamnă că nu e cu tine? Că dacă ar fi cu tine, tare te-ai bucura. De ce nu ne bucurăm dacă Dumnezeu e cu noi? Îmi povesteau atât bunicu, pe vremea legionarilor, acum 10.000 de ani, că a fost un timp în care n-aveau voie să întâlnească în lucruri publice 3 adventiști sau 4, nu mai știu. Cineva își amintește așa ceva? Când se întâlneau în piață 3 sau 2, venea al 4-lea gata, îi trebuia să se separe ca să nu-i aresteze. Și s-au întâlnit, bunicul plantase o biserică nouă într-o localitate la țară, s-au întâlnit acolo vreo câțiva, nu știu, 16, 20, 25 de oameni, nu știu câți, și a venit poliția. Și când a venit poliția, au venit 40 de polițai sau jandarmi sau ce erau, 20 și 20, au format așa două rânduri ca un tunel și aveau batoanele de cauciuc și oamenii au știut, când ies afară din casă, trebuie să treacă printre cele două coloane și o să-i bată în cap până, oate l-au bătut pe bunicul, că l-au prins cu Biblie, l-au bătut până când jos și apoi l-au bătut cu genunchii și cu pantofii în gură, până i-au rupt gura, până i-au rupt ficatul, a stat în spital câteva luni în comă. Și au zis ăștia, gata, ăștia ne omoară în bătaie. Și oamenii au început să plângă, să se roage și bunicul ei zice, băi, ce vă e frică, mă? Ce biruința este a lui? Nu spune Biblia, Dumnezeu se va lupta pentru... Zice, voi credeți asta că Domnul se va lupta? Credeți asta că Dumnezeu se va lupta pentru voi? Credeți cu toată inima sau e așa o teorie? Eram o dată la biserică, fac o poză, fac o paranteză, o poveste în altă poveste, eram la biserică, intru la biserică și mă întâmpină un frate în parcare. Pace, frate, pace, frate. Sabat fericit, sabat fericit. Ce mai faci? Bine. Matane, bine. Ce-ți face familia? Bine. Serviciu, bine. Copii, bine. Ok. Bye. Termin de predicat, vine la mine, zice că pot să vorbesc cu tine, pastore. Zic, da. Îl invit în office-ul meu, zic, care-i treaba? Zice, mi-am pierdut serviciu. Păi zic, ne-am întâlnit în parcare și mi-ai zis că te-am întrebat cum e serviciu, bine. Și ce, și m-a lăsat și nevasta. Păi și întreb, ce-ți face familia? Zic că bine. Zice, da, frate, da, așa se zice, dar ce nu înseamnă că așa este. Cam așa e cu noi. Acum înapoi la prima întâmplare. Și bunicul ce mai, dacă Dumnezeu e cu tine, nu e o teorie. Atunci crezi că Domnul va merge înaintea ta. Că Domnul a promis, se va lupta pentru tine. Dacă ție ți-e frică, tu n-ai un Dumnezeu adevărat. Tu ai o teorie de religie care îi tăgăduiești puterea. În realitate, tu n-ai un Dumnezeu. Sau probabil că ai alt Dumnezeu, nu care îl știu eu. Sau probabil că ai un Dumnezeu foarte mic. Pentru că cu cât Dumnezeu tău e mai mare, cu atât problemele se par mai mici. Că la un Dumnezeu mare, problemele sunt nimic. Dacă ai probleme mari, înseamnă că ai un Dumnezeu foarte mic. Și bunicul zice, băi, noi avem pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este cu tine, cine poate să fie împotriva ta? Nici guvernele n-au nicio putere. Și bunicul zice, mie nu mi-e frică. Și a început să cânte, sunt copil de împărat, de împărat, de împărat, sunt copil de împărat și eu cânt pe cale. Nu mi-e frică de nimic, de Iisus. A ieșit frumos, a deschis ușa, a ieșit afară, printre polițai, nu mi-e frică de nimic, de Iisus. Și polițaii s-au dat la o parte. Și bunicul zice, hai mă, ce vă e frică, hai afară. Luni dimineață îl cheamă șeful jandarmeriei, îl cheamă, domnul Goia, veniți la poliție. Se uite, zice, spuneți-ne sincer cine au fost soldații care au fost cu dumneavoastră. La care bunicul zice, cred că ați băut. Cu mine n-a fost nimeni. Decât aia care era unul pentru că le era frică. Și eu le-am spus, băi, fricoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, că dacă ți-e frică înseamnă că tu n-ai Dumnezeu, n-ai ce să cauți în cer, că tu n-ai Dumnezeu. Nu așa scrie în Apocalipsa, fricoșii nu vor, așa e? Cap de listă. Că prezența lui Dumnezeu izgonește frica. Ce nu am văzut noi? Deci au fost 40 de polițai, ați avut
o gardă de soldați împrejur. Cine au fost ăia? Ce spune în Biblie? Că îngerii Domnului? Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el. Ca profetul pe munte. Ce, vai, stăpâne, ne-au înconjurat sirienii, vai de noi, ce problemă avem. Și ce zice profetul? Ce zice? Doamne, deschide-i ochii, că mai mulți sunt cu noi, deschide ochii. Păi eu acum stau și mă gândesc, ăsta o fi fost profet, o fi fost adventist și celălalt o fi fost săracul, cine știe ce religie avea, Bahai, nu știu, sau era tot adventist. Ținea sabatul și mânca tofu, nu? Păi dacă ăsta era adventist, ăsta era adventist, de ce ăsta a văzut îngerii, ce, Doamne, deschide și ăstuia ochii? Înseamnă că ochii lui erau cum? Închiși. De ce ăla n-a văzut îngerii? Pentru că ăla avea o formă de religie fără putere și ăsta avea o religie adevărată. Doi în biserică. Unul are religie și unul are formele. Ce ai, matale? În realitate, dacă Domnul este cu tine, n-ai de ce să te temi. Bătălia aparține lui Dumnezeu. Păi hai să luăm un exemplu din Biblie. Dacă cunoașteți exemplul ăsta, Iosua a murit, Moise, nu-i așa? Toată lumea știe, povestea o învățam de când eram mici la clasa de copii și după aceea cântam cântarea cu Moise și cu printre păpulii, păpuriș, linul, curgenil sau nilul, curgelin, nu mai știu cum. Așa e? Cântam acolo, învățam poveștile. Moise a murit și Iosua a fost următorul conducător. Păi când ești tu următorul pastor după Moise, fratele meu, trebuie să umbli niște papuci foarte mari. Nu știu cum să vă spun, adică ai un exemplu greu de urmat. A fost un stres pentru Iosua, oleu, eu nu sunt ca Moise, ce mă fac? Spune acolo un spirit profetic din Patriarhi și Profeți că cu umilință și cu temere Iosua nu s-a încrezut în sine însuși, în înțelepciunea lui de general, în experiența lui, în educația lui. Băi, frate, am doctoratul, am fost la Andrews, nu s-a încrezut în el și a pus încrederea în Domnul. Și s-a dus și s-a rugat, Doamne, eu nu sunt nimic, eu nu pot să conduc poporul tău, dă-mi înțelepciune. Nu s-a încrezut în el. Și Domnul i-a răspuns, spune în Patriarhi Profeți, și a zis, ai curaj, nu te teme, pentru că eu sunt cu tine. Așa cum am fost cu Moise, tot așa sunt și cu tine. Eu voi merge înaintea ta. Eu mă voi lupta pentru tine. Țara asta care e mare, eu o să ți-o dau. Tu nu trebuie să o iei. Eu o să-ți dau case care nu le-ai clădit, tu nu trebuie să te stresezi. Eu o să-ți dau grădini care nu le-ai plantat, tu nu trebuie să te lupți. Eu o să-ți dau victorie peste armate mai mari decât ale tale, ia uzi. Sună bine, nu? Eu o să spun legea în inima ta, dar niciodată să nu te depărtezi de mine și de cuvântul meu. Să te asiguri că rămâi cu mine. Care e lupta ta? Lupta ta nu este lupta ta. Lupta ta este rămâi cu Dumnezeu. Lupta lui este lupta ta. Și atunci tu de ce te lupți lupta ta? Nu știu dacă m-ați înțeles. Vorbesc prea repede? Schimb viteza? Nu? Ok. De ce te lupți? Lupta ta nu este să lupți cu Satana. Dumnezeu nu te-a chemat pe tine să te lupți cu Satana, că tu n-ai putere să te lupți cu Satana. Lupta ta este să stai în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu va lupta pentru tine. El va merge înaintea ta. De fapt, peste tot în Biblie asta se repetă din nou și din nou și din nou. El le va da preiubiților lui pâinea ca? Fratele meu, ce te stresezi seara? Stresează-te să ai prezența lui Dumnezeu, nu te stresa să ai pâine, că spune că pâinea, nu spune cozonacul, ar fi frumos, spune că pâinea o să ți-o dea în fiecare zi, nu? Dacă spune cozonac și musc, chemați-mă și pe mine. Vin. Dar spune că nu trebuie să te stresezi. De ce te stresezi? E posibil să ai o religie de teorie fără să ai încredere în Dumnezeu până nu rezolvi tu? Tu ai o încredere teoretică, dar de fapt n-ai încredere că Dumnezeu te iubește destul să-ți poarte de grijă. Tu îți iubești copilul tău, dar nu crezi că Dumnezeu te iubește pe tine destul să aibă grijă de tine. Iosua îl cunoștea pe Dumnezeu. Iosua s-a încrezut în Dumnezeu. Și o chestie foarte curioasă, Iosua stă și s-a gândit, eu dacă eram Iosua, mă gândeam, bă frate, ce popor am eu aici, mă uite la ei. Păi când m-am dus în Wisconsin și am luat biserica aia, după ce am terminat în Andrews în 2000, când m-am dus în Wisconsin și am intrat în biserică, am crezut că mor de depresie. Adică erau acolo 20 de membri, toți de la 72 la 102 sau la 100 de ani. Păi ce faci cu ăștia, că ăștia peste câteva mormântări sunt gata, toți duși. M-am uitat predic la 10 babe, ce fac eu aici?
scuzați expresia, am tot respectul pentru oamenii cu, în vârstă și, și cu experiență. Oamenii în vârstă care au trecut pe unde am trecut eu. Dar când m-am uitat eu, pastor, la, scuzați expresia, la 10 babe, 10 moși, am zis, vai de mine! Ce mă fac eu aici? Și mă uit, mă duc peste câteva sâmbete, era iarnă și erau minus 34 de grade. Minus 34, fratele meu, înghețau mâinile pe volan, îți cădeau dinții din gură de gheață. Așa stăteam. Și intru în biserică și erau 9 oameni. Familia mea 4 și încă 5. Și întreb o babă de 92 de ani, păi nu sunteți decât 5 să mai predic? Și baba zice, noi plătim zecime, așa că trebuie să predici. Ai, ai, ai. M-am dus acasă și spun soției, cred că mă mut, cred că mă mut. Și soția zice, băi frate, ce tu ar trebui să, nu să te muți, ar trebui să ieși din lucrare. Și zic, de ce? Păi ce, tu nu crezi ce predici. Zic, adică? Păi tu le spui la toți, ai încredere în Domnul, dar tu nu ai încredere în Domnul. Zic, ba da, am încredere, dar nu se poate face nimic aici. Adică tu îmi spui mie că unde e o problemă mică, Dumnezeu poate, dar unde e una mare, Dumnezeu zice, ups, nu pot. Asta îmi spui? Ba nu, eu știu că Dumnezeu poate. Păi și atunci de ce n-ai încredere? Pentru că știm teoretic, dar nu știm practic. Și Elena îi spune așa, că avem aici cunoștințe, dar n-avem aici practică. M-ați înțeles? Soția mea zice, de ce nu te rogi, mă? Doamne, tu m-ai chemat, tu ai promis că vei merge înaintea mea, tu ai promis că o să rugi pentru mine, te rog, ajută-mă. Le-am spus la bătrâne, gata, ne rugăm ca Domnul să ne ajute. Și după aceea mă duc și spun soția, ca să ne ajute, că ăștia sunt toți morți. Și soția zice, da, mă, dar Domnul poate să învieze morții. Du-te, mă, lasă-mă. Uite-te, mă, Ezechiel a înviat oasele alea moarte din toată pustia aia. Zic, da, mă, dar aia e o parabolă. Le-am chemat pe bătrâni la rugăciune. Și speram să nu vină, că era minus 34 de grade, speram să zică nu. Și zic, uite, Domnul poate să rezolve, poate să reînvioreze, poate să învieze biserica asta, poate să aducă redeșteptare în biserica asta de moartă. Hai ne rugăm să vină Domnul să lupte pentru noi, că noi nu putem. Și zice bătrâna care era presbiter prim, avea 92 de ani, zice, ok, pastor, te vedem mâine dimineață la 4. Zic, la cât? La 4, că noi și așa nu putem să dormim. Zic, da, dar eu pot să dorm. Zic, vă vedem la 9. Și că nu, pastore, ok, la 5. Zic, sora mea, la 6 negociam. Zice, bine, la 6. Dimineață mă trezesc de la 5, mă îmbrac, mă duc la mașină, mașina înghețată, tremur tot în mașină, minus 34 de grade, conduc la biserică, până ajung la biserică, în sfârșit s-a încălzit mașina, până termin rugăciunea, s-a răcit la loc mașina. Păi mâine să mă duc din nou? Fai de mine! Ai, viață grea, persecuții! Așa facem noi, nu ne e greu, te duci la rugăciune la ora aia, frate, parcă te duci la război. În sfârșit, m-am dus o săptămână și speram să zic că gata, ne-am rugat o săptămână, că ucenicii în camera sunt, s-au rugat decât 10 zile. Hai că ne rugăm și noi 10 și gata, la revedere. Și îmi zice bătrâna, zice, frate pastor, niciun pastor nu s-a rugat cu noi la ora asta. De când ne rugăm, copiii mei care nu mă salută niciodată au început să mă sune la telefon. Eu cred că Dumnezeu a început să binecuvinteze, hai să ne mai rugăm. Zic, ok. Cum să zic eu nu, pastor? Ne-am rugat o lună? Ce, frate, pastor, erau în adunare 20, acum sunt vreo 40. Hai să ne mai rugăm o lună. Bine. Ne-am rugat 3 luni în fiecare dimineață. S-a dus adunarea de la 20 la 120. Mă sună conferința, ce ați făcut evanghelizare? Nu. Cu cine? Ați făcut studii biblice? Zic, nu. Ați făcut și niște seminarii cu, să învățăm cum să gătim. Cine să gătească, mă, fratele, că le tremură mâinile? Dar ce ați făcut? Zic, ne-am rugat. Zice, nu, ați făcut voi ceva mai important, ceva metode, strategii? Zic, nu, mă, frate, ne-am rugat, Doamne, nu știm ce să facem, suntem disperați, tu ai promis că o să lupți pentru noi, vină cu prezența ta, că noi nu știm ce să facem aici. Și președintele convenție și după aceea ce ați făcut? Ne-am întâlnit din nou mâine. S-a dus adunarea de la 20 la 120. Și după aceea am zis, când aveam 120, zic, băi, acum trebuie să și lucrăm, hai să facem evanghelizare. Și am mai botezat 21 și dintr-o dată s-a făcut 141 și am mai botezat după aceea, s-a dus la 170. Din 20. Pentru că noi nu înțelegem că Domnul vrea să se lupte pentru tine. Și noi ne stresăm degeaba când nu e necesar. Ne facem singuri probleme când nu e nevoie, frate. Iosua știa că el nu poate. Se uită la popor și vede acolo bătrâni ieșiți din Egipt. Vede copii,
vede oameni care nu aveau sabie, nu aveau arme, nu erau antrenați ca soldați și tu te duci să lupți cu cea mai mare cetate din Ierihon, cu cea mai tare din Canaan. Deci spune în istorie că Ierihonul era intrarea în Canaan și era cetatea cea mai fortificată. Cine a fost la Ierihon? A fost cineva de aici? A fost cineva? Eu am fost acolo. Vreau să vă spun, acum nu mai e mare lucru, sunt ruine, dar fundația pereților din jurul orașului, la bază jos, nu știu cât o fi fost sus, dar la bază jos, a dat 30 de feet lățime, frate. Aia înseamnă 10 metri lățime peretele. Vă dați seama cât e din peretele ăsta până în ăsta? Câți metri sunt? Cine știe geografia? Repede. 9 metri? Gândiți-vă un perete gros cât de colo-colo și era așa. Piatră, lemn de chiparos, piatră, metal, piatră, lemn, piatră. Păi, tată, cine sparge peretele ăla? Și pereții urcau așa în sus, iar sus lățimea era că puteau să meargă două căruțe paralel pe perete. În pereți erau case și în ferestre erau ferestre de forma unui V, unui V, cu ieșirea dreptunghiulară foarte mică și în interior foarte mare, încă puteai să tragi cu săgeți, dar aia de afară nu puteau să te ochească. Ploua, venea ca norul, veneau săgețile. Nu se apropia nimeni de cetate. De pe perete aruncau smoală clocotită și cu foc. Cu care de război aruncau bulgări de smoală cu foc. Cine se apropia de cetate? Acolo erau copiii lui Acan, uriași. Cine se apropia de cetate? Păi eu, dacă eram Iosua, Doamne, mă trimis la război fără arme, cu o armată de bătrâni și de copii și ăia sunt cea mai mare cetate din Canaan. Păi cum? Păi asta e moarte curată sau murdară, cum vreți să o numiți. Iosua știa că nu poate. Și Dumnezeu îi mai spune încă ceva. Zice, treci Iordanul. Păi glumești, Doamne, vreau să vă fac o paranteză aici, să vă spun așa. Mă întreabă oamenii, de unde știu eu care e voia lui Dumnezeu? Păi să spun, frate, când planul face logică, e planul tău. Când planul se pare că e nebun, e planul lui Dumnezeu. Totdeauna când vin planul lui Dumnezeu, totdeauna se pare că nu fac niciun sens. Păi, frate, asta e nebunie, auzi. Și că se clădește o corabie. N-a plouat niciodată. Nu așa? Nu face niciun sens. Auzi, ce plan mi-a dat Dumnezeu? Să mă duc la război, să iau mâna stângă o trompetă și mâna dreaptă un ulcior cu o lumină. Mă, frate, pe cine am auzit eu în viața mea să lupte cu trompeta, să-ți dea în cap? Nu face niciun sens. Noi vorbim așa, povestim, dar dacă tu erai în locul lui Gedeon, te-ai fi dus la război cu trompeta și cu ulciorul? Spune, frate. Te-ai fi dus la război? Păi eu cred că soldatul ți-a zis, băi, păi înseamnă că murim toți. Când Dumnezeu îi dă planul și spune, pune corul în fața armatei. Păi da, eu nu mai vreau să cânt în cor în cazul ăla. Când te duci la război și Dumnezeu, deci nu face niciun sens. Când Dumnezeu îți dă planul, e nebunie. Când Dumnezeu spune, aruncă lemnul pe apă că se ridică lemn, că se ridică fierul sus. Fratele meu, fierul se duce în sus, fierul se duce în jos pe apă. Nu-i așa? Când Dumnezeu zice, mergi în jurul Ierihonului, adică tu vrei ca eu doar să merg și ea să tragă în mine până îi omoară pe toți? Da. Când planul face logică, e planul omenesc. Când nu face nicio logică, atunci e de la Domnul. Și sunt oameni în rândurile noastre care dacă nu înțeleg și nu poate să explice și nu are logică să înțeleagă ei la înțelepciunea lor extraordinară, dacă nu înțeleg, nu ascultă. Tocmai de-aia e prin credință. Noi nu ascultăm pe Dumnezeu pentru că îl înțelegem și face sens. Îl ascultăm pentru că știm că noi nu trebuie să ne încredem în înțelepciunea personală, ci că încrede în Dumnezeu cu toată inima și nu te baza pe înțelepciunea ta. Pentru că Dumnezeu știe ce nu știi tu și are puteri care nu le ai tu. Și dacă ai un Dumnezeu, acționează cum spune El, nu cum crezi tu. De-aia în viața unora nu se întâmplă nimic, că oamenii, până nu înțeleg ei și până nu reușesc ei să facă ceva, nu acționează. Cum spune Spiritul Profetic? Și că până nu ai atâta încredere în Dumnezeu încât să pui piciorul în apă, nu se rezolvă problema. Într-un cuvânt, trebuie să-L cunoști atât de bine, încât să ai încredere că nu face sens și să mergi înainte. Nu să aștepți să se rezolve problemele și apoi să mergi. Să mergi și să crezi că Dumnezeu va rezolva problemele. E așa? Păi e riscant, te duci la război în speranța că Dumnezeu va rezolva și dacă mori. Mai bine nu te duci. De aia nu se întâmplă nimic.
Pentru că noi avem o teorie de Dumnezeu, nu avem o încredere în Dumnezeu. Și încrederea vine în urma unei relații. Și dacă n-ai relație, n-ai cum să te încrezi într-un străin. Trecem înapoi la subiect. Îi spune Iisus lui Iosua, mâine să treacă râul Iordan. Păi fratele meu, ați fost la Iordan vreodată? Iordanul e mic. Am fost acolo de câteva ori. E apa până aici. E, să zic eu, 4 metri lățime. Pam, 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 l-am trecut. Dar stai un pic, frate. În aprilie și în octombrie, când e sezonul ploios, Iordanul are în jur de 2 maile, aia în jur de 3 km jumate lățime. Vine apa din munți, de la ploi și zăpezi și aduce trunchi de pomi, vine cu viteză și nu poți să intri în ea. Se revarsă, intre pe toate câmpile din prejur. Dacă intri în ea, te ia cu totul, te omoară. În istorie, când Israelul a trecut Iordanul, era în sezonul ploios. Așa arăta apa. Păi tu cum treci apa asta cu copii și cu bătrâni? Așa e? Cum poate Dumnezeu să-mi spună să mă bag în apă cu tot poporul Israel în apa asta? Păi cine mai iese? Când Dumnezeu îți dă un plan, planul pare că înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru mintea umană. Așa este. Gândiți-vă la aspectul următor. Ce i-a spus Dumnezeu? Ca preoții să meargă înainte să pună picioarele, înaintea poporului, cu chivotul, să pună picioarele în Iordan. De ce? Domnul va merge înaintea ta. Prezența și caina, șechina de glorie, capacul de mărire, prezența lui Dumnezeu. Domnul merge înaintea ta. Domnul vrea să fie cu tine. De ce te stresezi? Și acum ce se întâmplă? Dumnezeu le zice, dar înainte să facem treaba asta, nu mai citim paragraful, ci că atunci când preoții și-au pus picioarele în apă, atunci într-o dată apele s-au mutat în stânga și în dreapta. Apropo, să vă spun o chestie foarte interesantă. E un cuvânt aici, în ebraică, care zice că Domnul a trimis un vânt și a împins apele. Cuvântul ăla se mai găsește un loc în Biblie, în Exodul, la Marea Roșie. Și Domnul a trimis un vânt, dar în original zice Domnul a trimis două vânturi opuse. Două vânturi, a împins apele, stânga și în dreapta, așa, doi pereți. Și ăștia au trecut. Foarte interesant. Dar, zice așa, înainte să treacă, Domnul i-a spus așa, zice, consacrați-vă ca Dumnezeu mâine să facă lucruri mărețe în mijlocul vostru. Deci ăștia, înainte să atace Ierihonul, trec apa, se opresc la Gilgal, au trecut granița, au ajuns în Canaan și după ce au intrat pe teren de inamic, pe teren de dușmani, în Gilgal, dincolo e Iordanul, pustia rămasă în spate, azi mă opresc lângă Iordan, pustia am trebuit. Vă amintiți, nu? Cine știe cântarea? Repede, mâinile sus. Ok, ceilalți nu știu cântarea, trebuie să o învățați, frate. Am trecut Iordanul, pustia a rămas în spate, am ajuns la Gilgal, sunt pe teren inamic și ce zice Domnul? Puneți o gardă de armată în jurul vostru, așa zice. Zice, acum, zice, toți bărbații să fie tăiați împrejur. Foai de mine, operație! Păi ce se întâmplă dacă te atacă inamicul și toți bărbații? În dureri! Ce se întâmplă? Adică, într-un cuvânt, Dumnezeu îți ia și puterea care o ai, te face handicapa cu totul. Ca înainte să te ajute, te face să înțelegi că tu nu ești nimic. Tu nu poți nimic, tu nu te poți apăra, tu nu poți obții victoria în puterea ta, fără Dumnezeu tu ești vulnerabil. Să nu fie nimic care tu să spui, băi, mi-a dat Dumnezeu 90%, dar și eu, frate, să vezi, am luptat, am fost erou, 10% am câștigat eu. Tu n-ai făcut nimic, totul a venit de la Domnul, 100%. Spune Sorai că atunci când noi luăm măcar 1% din victorie și o atribuim nouă, manifestăm caracterul satanei. Satana a luat gloria Dumnezeu și a vrut să o manifeste lui. Gloria Dumnezeu e a mea. Noi când luăm gloria Dumnezeu de partea noastră, manifestăm caracterul satanei. Pe teritoriul inamic, tăiați împrejur, păi în cazul ăsta nu mai aveau nici armată. Erau toți, după tăierea împrejur, spune istoria că o săptămână erau în dureri. Toți în dureri. Păi cum ai te lupți cu aia, frate? Adică eu mă gândesc, dacă ne atacă, Doamne, te rog frumos, nu puteai și tu să spui acum o săptămână, dacă ne atacă ăștia, nu putem măcar să ne apărăm acum. Când Dumnezeu te conduce, nu face niciun sens. De-aia oamenii nu-L ascultă. Pentru că tu trebuie să ai o relație atât de strânsă cu Dumnezeu, încât să nu te uiți la probleme, să nu te uiți la logică, să nu încerci să faci sens, ci să ții ochii pe Dumnezeu. Nu ții ochii pe probleme. Cum spune cântarea?
Turn your eyes upon Jesus. Întoarce-ți ochii spre Iisus. Nu te uita la apă, nu te uita la furtună, nu te uita la pereți. Ține-ți ochii pe Iisus, că dacă te uiți acolo, te descurajezi. Satana vrea să te uiți acolo. Ține-ți ochii pe Iisus. Motivul pentru care noi pierdem bătălia nu este că Dumnezeu nu are putere să ne dea bătălia. Spune în Evrei, capitolul 3, că Israelul a pierit în pustie nu pentru că erau pereți înalți, nu pentru că erau uriași, nu pentru că erau izraeliții păcătoși, ci pentru că, din cauza necredinței, n-au crezut că Dumnezeul lor le va da biruință. Poate că Dumnezeu avea artrită și nu mai putea, bătrân de-abia, nu pot să vă ajut, că am îmbătrânit. Poate că Dumnezeu doarme în vacanță, poate că nu-i mai iubește și ceva, nu-mi place de tine, ai ochii albaștri, nu mă doare de tine. Poate că nu aveau încredere decât teoretic. Dumnezeu e bun, slavă lui Dumnezeu, frate, hai la biserică. Teorie. Practică, n-au avut încredere. Spune Solait, bazat pe versetul din Evrei 3, au pierit din cauza necredinței lor, spune că au pierit nu datorită problemelor, ci datorită lipsei de încredere în Dumnezeu. Pentru că mântuirea este prin credință. Ai încredere în Dumnezeu tău? Pentru că atunci când ești la biserică e ușor să cânți că mă încred din inimă și nu știu ce, dar când ești în criză, atunci să te văd. Ai încredere în Dumnezeu? Pentru că dacă ai o relație, nu în criză, ci zi de zi, când vine criza, nu trebuie să intri în panică, Doamne, sunt disperat, ajută-mă. Dacă ai o relație zi de zi, când vine criza, ai pace. Spune în Isaia că Dumnezeu îl ține în pace perfectă pe acela care își ține ochii și mintea a țintit asupra lui. Când ochii tăi stau pe Iisus, în orice situație ai fi, nu poate să te zdrunce nimic. Ai pace perfectă. Pentru că tu știi că și când treci prin ape, Dumnezeu este cu tine. Spune așa, indiferent că treci prin apă, că treci prin foc, niciodată nu ești singur. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea te-a însăpat pe mâinile mele, poate să te mute munții. Iubirea mea nu se va muta de la tine. Te cunosc pe nume. Dacă Dumnezeu și-a dat pe Fiul lui pe cruce, păi ce mai e, frate? E mizilic să aibă grijă de tine. Nu e așa? E un lucru mic. De ce crezi că nu te iubește? Pentru că nu înțeleg. Și noi ne speriem. Oh, nu știți povestea cu John Bunyan? John Bunyan mergea pe drum spre cer. E o ilustrație, nu e reală. Mergea pe drum spre cer. Și în sfârșit, după 1000 de ani, trei ani de călătorie, ajunge la poarta cerului. Când ajunge la poarta cerului și bate în poartă, în loc să iasă Sfântul Petru, încep câinii. Hau, 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 hau! Și că, băi, ăștia au lupi. Mă rup, când deschide Sfântul Petru poarta, mă rup câinii, trebuie să plec. Zici, măi, hai, toată viața a mers, hai să mai bat toată. Bate la poarta cerului, hau, 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 hau! Se fere, dacă s-ar câinii peste poartă, mai bate o dată și hau, hau, hau! Ce să fac, să plec sau să mai stau? Deschide Sfântul Petru, zice, nu deschide poarta prea tare, că-s câinii. Și că nu, noi nu avem câini. Ăștia sunt câinii lui Satana. Câinii vecinului sunt antrenați când bate ceva la poartă noastră să latre ei dincolo, să te descurajeze. Noi ne descurajăm de câinii care nu există, frate. Pentru că atunci când ai prezența lui Dumnezeu, chiar dacă vin greutăți, nu ești singur când treci prin ape, când treci prin cuptorul cu foc, când ești în groapa cu lei, nu ești singur. Dumnezeu este cu tine. Păi, dar nu l-am văzut. Păi, frate, nu trebuie să-l vezi. Deschide, Doamne, ochii ăstuia să vadă muntele înconjurat de îngeri. Vă spuseai cu bunicul, cu soldații, nu-i așa? Nu-i așa? Eram în Grant, se demolase Grantul și ne mutasem pentru un timp până să se construiască învingătorul, să se construiască așa, ne mutasem la unde era Daniel Barbu, cum se numea acolo? Acolo. Și fratele meu, mă duc la adunare cu Dana, Dana era gravidă cu primul copil, cu Gabriel, și am stat la repetiții de cor, că acolo era viața mea. Când stăteam la repetiții, parcă eram deja în cer. Nu numai că aveam cântări frumoase, dirijor bun, grup frumos, dar glumeam, povesteam, ce viață, așa este. Titus, Laurentiu, unde sunteți, frate? Nu? Am dreptate. Era viață. Stau la repetiții, Dana era gravidă, burta mare, zice, hai acasă. Zice, stai să termină repetițiile. Ok, stăm. Când se termină repetițiile, hai acasă. Eu, stai să mai vorbim, stăm cu tinerii. Zice, hai mă acasă, că nu mai pot. Zic, ia-o tu înainte că vin și eu. Nu că tu stai o oră de vorbă, vino. Ia-o înainte că-ți promit, uite, până ajungi tu la stația de autobuz, te-am ajuns din urmă. Dar să vii, ok. Eu stau de vorbă cu prietenii acolo, Dana pleacă, ajunge la bordură, pune pasul jos și se întoarce, zice, hai, nu mai stau, uite cât e ceasul. Și în loc să se uite la drum,
Dacă vine vreo mașină, stă de vorbă cu mine și pășește în stradă. Din stânga venea o Dacia cu o viteză extraordinară. Dana a sărit direct în fața, a pășit direct în fața mașinii. Eu am crezut că nebunesc. Dana! Că era și gravidă și pășești în fața mașinii cu viteză, te lovește în plin, în burtă. Dana! Și dintr-o dată o văd pe soție, face așa și mașina trece. Și o întreb, ce schibiți, ești bună la balet, cum ai făcut? Și îmi zice, am simțit o palmă în stomac că m-a ținut așa. Ce am simțit fizic. Așa m-a ținut. Și zic, cred că ți s-a părut. Zice, nu. Deci am făcut pasul și ca și cum o putere m-a ținut, n-am putut să pășesc în fața mașinii. Când o să fim în cer, îngerul o să vină, că fiecare are un înger. Așa spune Soraya, că peste fiecare om, ce sunt în permanență îngeri buni și îngeri răi. Și spune, este marea luptă. E lupta care noi nu o vedem, e o luptă reală. Noi nu ne luptăm împotriva sângelui și cărnii, noi ne luptăm împotriva duhurilor din locurile nevăzute. Sunt reali. Și Satana spune, Soraya, vrea să fim cu totul inconștienți, să nu ne dăm seama de luptă, ca să nu ne pregătim. Să fim așa relaxați. De-aș plăcut fiecare sunt îngeri. Îngerul Dumnezeu tăpărăsc în jurul celor care se tem de el. Eu cred că în cer îngerul o să vină la Dana și o să zică, ți-amintești când erați de mașina peste tine? Eu am pus mâna. Hai să punem filmul, să-l derulăm, să-l vedem o dată amândoi. Să vezi mâna mea cum te-a oprit, că atunci mureai și tu și copilul. Aveam un plan cu tine. Nu ești singură. Nu ești singur. Păi atunci de ce te stresezi, frate? Păi frate, eu am încredere teoretic, dar practic, știi care e treaba? Dacă nu mă lupt eu, păi dacă se luptă Domnul, e mai bine decât dacă te lupți tu. Iosua, când Dumnezeu a zis, treci Iordanul, Iosua nu s-a întrebat, Doamne, dar cum? Pentru că dacă Dumnezeu spune, mergi înainte, fratele meu, mergi înainte. Când ești la armată și spune comandantul înainte, tu spui, păi stai să mă gândesc. Așa spui? Yes, sir! Te duci? Păi cu Dumnezeu zice, comentezi, măi, dacă la armată nu comentezi. Dumnezeu le spune, se taie împrejur, că mâine Dumnezeu va face lucruri extraordinare în mijlocul lor. Ăștia se consacră, când se vă consacrați, însemna patru lucruri. Unu, care nu erau tăiați împrejur, însemna că se predau lui Dumnezeu. Doi, se spălau să fie curați. Trei, își cereau iertare la Dumnezeu dacă au greșit cu ceva. Se rezolve să nu fie nimic între ei și Dumnezeu, că spune acolo spirit profetic, că dacă erau păcate nemărturisite, prezența lui Dumnezeu nu putea să vină în mijlocul lor. Își mărturiseau păcatele. Doamne, te rog, uite, am făcut chestia, te rog să mă ierți, te rog din inimă. Pentru că Biblia spune în 1 Ioan că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte. Ce înseamnă asta? În momentul în care tu ți-ai mărturisit cu toată inima, în momentul ăla Dumnezeu te-a iertat. Îmi spune mie ceva, ce, dar n-am simțit. Păi nu știam, frate, că iertarea este electricitate. Bzzzt, oh, am simțit, sunt iertat. Nu simți iertarea. Nu vezi, nu miroși, nu atingi, nu... iertarea e prin credință, nu simți. Și că n-am simțit că sunt... Unde vrei să o simți? În stomac sau după gât? Nu simți iertarea, frate. E prin credință. Dacă Dumnezeu promite, Dumnezeu nu minte. Când Dumnezeu zice, te-am iertat, tu trebuie să sari în sus, spui, sunt iertat. Și atât. Păi dacă nu simți, frate, păi înseamnă că tu nu înțelegi că trebuie să crezi, nu trebuie să simți. Trebuie să spui, Doamne, te cred că nu mă minți, îți mulțumesc că m-ai iertat. Și cu asta basta. Că Iisus a murit pentru tine și sângele lui este suficient, punct. Tu dacă crezi că sângele lui Iisus nu e suficient, probabil că pentru tine nu e suficient. Înseamnă că tu ești mai mare ca Hristos. Înapoi la subiect. Punctul 3, trebuia să-și ceară iertare la Dumnezeu. Și punctul 4, să-și ceară iertare unul la altul. Dacă ai o problemă cu fratele tău, nu te duce la altar. Du-te și rezolvă problema. Și numai atunci, spune Dumnezeu, putea să vină cu prezența în mijlocul lor, se lupte pentru ei. De-aia la Ai, cetatea următoare, Dumnezeu n-a putut să lupte pentru ei, că era păcat în mijlocul lor. Și atunci Iosua le-a spus, uite ce a zis Domnul, sfințiți-vă, consacrați-vă ca Dumnezeu mâine să vină în mijlocul nostru să ne dea victorie. Care-i partea ta? Se rezolvă relația cu Dumnezeu și relația cu aproape. Care-i partea lui Dumnezeu? El se luptă pentru tine. Nu e frumos? Este extraordinar, frate. Ar trebui să nu pierde nicio luptă în viața asta. Nicio luptă. În sfârșit. Și după ce se sfințesc, Iosua se duce, spune spiritul profetic, se duce într-un loc separat să se roage. Ce îmi spune mie asta? Că Iosua era un om al rugăciunii. Nu un om care se roagă la masă, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea asta, trebuie să binecuvânez numele lui Iisus, amin. Nu un om care se roagă numai la trezire și la culcare, un om care în orice situație, precum Neemia, când împăratul i-a zis, spune-mi ce vrei, Neemia ce a făcut? S-a rugat, Doamne, nu știu ce să cer, dă-mi înțelepciune. Ca Daniel, când Daniel era într-o situație, ce a făcut? Un om al rugăciunii.
Și atunci ce zice? Că Iosua s-a dus la un loc retras să se roage. În timp ce se ruga, deci Iosua era un om al rugăciunii, în timp ce se ruga, vine un soldat, vă amintiți povestea, cine își amintește? Păi frate, când matale ești lângă cetatea inamică și apare un soldat care nu-l cunoști, ce îți vine în minte? Soldatul ăsta cine este? Război, e dușmanul, mă atacă, sari, iei sabia. Vine un soldat și Iosua zice, băi, nu te cunosc, tu ești cu noi sau ești împotriva noastră? Mă înțelegeți? Vă amintiți povestea? Că văd că nu mișcați, mai stăți în viață? Respirați? Da? Ok. Ești cu noi sau ești împotriva noastră? Și ce răspunde Iisus? Ce răspunde? Nu sunt nici cu voi, nici împotriva. Am venit pentru că mai... Wow! Păi ce făceai? O să se ruga, Doamne, vină cu prezența ta și uite, am venit că m-ai chemat. Sunt căpetenia oștirii Domnului! Wow! Dumnezeu a venit cu prezența. Se poate ca tu, în mijlocul bătăliei, să crezi că ești singur, ce mă fac eu, n-am armată. Și Dumnezeu să fie acolo și tu să crezi că este un soldat străin, un dușman. Și Dumnezeu să fie chiar lângă tine când tu ești orb și te stresezi. Se poate ca în mijlocul crizei tale, când tu ești singur, Dumnezeu să fie chiar lângă tine. Și tu zici, ești cu noi sau ești împotriva noastră? Și zice, sunt căpetenii oștrii, Domnului, am venit că m-ai chemat. Și o să zice, vorbește, Doamne, spune ce să fac. Și acum mă aștept ca un soldat așa, cu experiență, că am făcut și am fost locotenent în armată la unitatea de geniu și mă aștept să-mi spun așa, strânge armata, îi iei și face antrenament în fiecare zi 4 ore, îi înveță. Și ce-i spune Domnul? Ce uite bă cum să câștigi războiul. Scoateți papucii din picioare. Doamne, cred că îmi trebuie aparat auditiv. Mai repet o dată că n-am înțeles. Păi uite, cea mai bună armă împotriva inamicului e să scoți papucii din picioare. Doamne, cred că tu ai probleme cu auzul. E ca și cu moșul ăla care l-am întâlnit o dată și îl întreb, ce mai faci, bătrâne? Și zice, John. Și eu zic încă o dată, how are you doing? John. Bă, omule, eu nu te-am întrebat cum te cheamă, te-am întrebat ce mai faci. Zic, ok, cum te cheamă? Și zice, 88, 88. Bă, eu te întreb cum te cheamă și tu spui câți ani ai? Omul săracu nu le aude, dar le potrivește, știți? Așa cred că are Domnul problemă. Eu îl întreb cum să câștig bătălia și el îmi spune, scoateți papucii. Păi dacă îl întreb cum să mă îmbrac, probabil că spune, ia sabia. Cine știe ce mai îmi spune, nu? De ce i-a spus Domnul, scoateți papucii din picioare? Care e treaba? Care e legătura cu bătaia? Hai să vedem. Ierihonul, da? Ierihonul era cea mai tare cetate, cea mai tare cetate din Canaan. Era cheia de intrare în țară. Ierihon nu numai că era cea mai tare cetate, avea cele mai puternici pereți, porți, fortificat, armata cea mai mare, carele de război cele mai mari, soldații cei mai antrenați, banii cei mai mulți. Acolo erau și uriași. Ierihonul se numea Iareh. Iareh era zeița lună. Deci ăștia se închinau lunii. Ok? Așa, ca fapt divers. Ierihonul era... Așa, pentru cine nu știe, avea 10 acri, aia înseamnă în jur de 5 hectare mărime și era 825 de feet sub nivelul mării. Ok, acolo în Ierihon erau pereți înalți, groși, fortificați, armate pe pereți și așa mai departe. În situația asta, am vorbit deja de asta, în situația asta, Dumnezeu, când tu te rogi, zice, scoateți încălțămintea din picioare. Care-i treaba? Care-i treaba cu scoateți încălțămintea din picioare? Păi să vă spun care-i treaba. În istorie, în tradiția evraică, în Palestina, robii, de exemplu, când fiul rățeșitor s-a întors acasă, ce i-a dat? I-a dat un inel și i-a dat sandale. Robii și sclavii și servitorii nu aveau sandale. În momentul în care erai declarat liber, se dădea o hârtie de libertate și niște sandale. În momentul în care aveai sandale, înseamnă că ești un om liber. Sau că ai o moștenire, sau că aparții lui boierul cu tare, sau lui împăratul cu tare, sau lui familia cu tare. Când te duci, când mergeau la sanctuar să se închine, când intrau în sanctuar, își scoteau încălțămintea din picioare, în semn de recunoștință că Dumnezeu este masterul și ei sunt servitori. Și toți, de la împărat, de la preot, toți își coteau încălțămintea în picioare, recunoscând că în prezența Domnului eu sunt un sclav, sunt un servitor.
În momentul în care Dumnezeu i-a spus, scoateți călucea din picioare, el a înțeles în cultura lor, Dumnezeu vrea ca eu să înțeleg că el este stăpânul și eu sunt servitorul. Trebuie să-l ascult și trebuie să mă încred în el. Lupta mea nu este să mă lupt cu sabia. Lupta mea nu este să mă lupt cu satana. Lupta mea nu este să mă lupt cu problemele mele. Ci lupta mea este să intru în prezența lui Dumnezeu, să mă închin lui și să-mi dau seama că sunt în prezența lui în orice situație. Nu numai la biserică o zi pe săptămână, ci în orice criză din viața mea, lupta mea este, când te duci la închinare, scoteai încălțămintea, să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Lupta mea este să caut prezența. Fața ta, Doamne, o caut. Dacă Domnul e cu mine, cine poate să fie? Ce spune acolo? Cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Treaba mea este să chem prezența Domnului. Îmi scot încălțămintea în sens de închinare. Mă închin în prezența lui și înțeleg că până și criza asta nu este o criză, ci este o ocazie de închinare. Este o ocazie să-mi dau seama că Dumnezeu este cu mine în problema asta, Dumnezeu este cu mine în situația în care sunt și eu în loc să mă focalizez pe situație, trebuie să-mi pun ochii pe el și să mă închin lui, dându-mi seama că nu sunt singur și că el se va lupta pentru mine. Asta a însemnat, scoateți încălțămintea din picioare, că tu ești în prezența lui Dumnezeu. Dar asta se întâmplase cu mulți ani înainte, când Moise era în pustie și a văzut un rug arzând și rugul i-a zis și spune, scoate încălțămintea din picioare. Într-un cuvânt, Iosua a știut, stai puțin, noi nu, aici nu vorbesc cu oricine, aici vorbesc cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu mine. Păi asta e cea mai bună veste din istorie. Dumnezeu mi-a promis că este cu mine. De ce în crize noi uităm că Dumnezeu este chiar acolo, chiar în mijlocul nostru? Iosua a înțeles că în mijlocul crizei, a problemei, a provocării pe care o avea, el nu trebuia să se uite la situație, ci să realizeze că nu e singur, să nu se uite la probleme, ci să se uite la Dumnezeu, să se încreadă în puterea lui Dumnezeu chiar în situații în care tu, din punct de vedere omenesc, nu mai ai nicio metodă, nu mai ai nicio scăpare, nu mai ai nicio idee. Într-un cuvânt, caută prezența lui Dumnezeu, nu ajutorul lui Dumnezeu. Treaba ta când ești în criză nu este să cauți ajutorul lui Dumnezeu, este să cauți prezența lui Dumnezeu. Când vine El, vine și ajutorul. Deci așa, zice, nu trebuia să fie niciun fel de bătălie, ci simplu trebuia să câștige biruința prin ascultare și prin credință. Păi cum? Păi le spune așa. Preoții să meargă înaintea grupului și să sune din șofar. Frații mei, am fost și eu în armată și eu eram trompetistul. Când sunam adunarea la masă, mă iubeau toți. Și când sunam trezirea de dimineață, mă urau toți. Când începeam pa 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 toți cu pietre, goia, tași din gură. Când începeam pa 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 toți, goia! Depinde la ce-i chemai, că cu trompeta îi anunțai, hai băi vino la aia, hai băi vino la, hai la război, hai la masă, hai la... Dar ăștia nu sună din trompete, ăștia sună din șofar. În Israel erau multe instrumente, dacă închemai lumea, erau două instrumente, trompetele și șofarul. Cu trompetele chemai oamenii și cu șofarul, spune istoria, îl chemai pe Dumnezeu. Cu trompetele putea să sune oricine, șofarul putea să sune numai preoții. Șofarul l-au folosit vineri seara când chemau prezența lui Dumnezeu pentru sabat, șofarul l-au folosit la Sinai când a venit Domnul și l-a dat cele 10 porunci și acum la căderea Erihonului Domnul le-a spus să sune din șofar. Într-un cuvânt, tu nu te lupți, bă, frate, tu tot ce faci, chemi prezența lui Dumnezeu și Domnul se luptă pentru tine dacă tu chemi prezența lui în situația ta. Asta e lupta ta. Păi să mergem mai departe. Ce zice acolo? De multe ori, noi suntem așa de stresați de situațiile noastre, ne uităm atât de mult la situații, că ne stresăm, ne îngrijorăm, iar Biblia spune să nu vă îngrijorați. Dacă Domnul are grijă de flori, nu-i așa? Să nu vă îngrijorați. Situația care noi o credem că este o criză în viața noastră. Situația care noi credem că este împotriva noastră. Uite ce probleme am la serviciu.
asistentul meu a făcut asta și asta împotriva mea. Și nu e adevărat, eu n-am zis asta, am mințit. Ce mă fac acum? Uite ce probleme am. Uite ce probleme am cu casa. Uite ce probleme am cu vecinul. Vecinul ăsta mă mănâncă de viață. Vecinul ăsta mă înjură în fiecare zi. Dimineața până seara mă blestemă că sunt imigrant și că și mă înjură. Și... Uite ce probleme am. Noi vedem astea ca probleme. Se poate ca lucrurile care le vedeți împotriva dumneavoastră, de fapt, să fie lucrarea Dumnezeu în favoarea dumneavoastră? Se poate? Pentru că Iosua la Ierihon zice, ba, oleu, a venit soldatul ăsta, dacă e împotriva mea. Și când colo soldatul ăla era pentru el. Ucenicii erau pe furtună și Iisus vine mergând pe apă și ăștia țipă, un ghost, zice, a venit năluc, a venit fantoma. Bă, frate, problema care tu crezi că e împotriva ta, se poate cumva să fie chiar lucrarea lui Dumnezeu în favoarea ta? Suntem așa de orbiți că ne ținem ochii pe probleme, că noi nu mai vedem bine. Gândiți-vă multe situații în Biblie de genul ăsta, în care, ca de exemplu, Iacov se roagă, Doamne, păzește-mă de fratele meu, Doamne, am o problemă. El avea o problemă. Doamne, păzește-mă. Și îl atacă un străin. Și ăsta ce face? Se luptă, voi. Când, după ce cam unecați, mai am încune, mă atacă un hoț. Se luptă cu hoțul toată noaptea. Se poate ca în lupta în care te lupți, tu să crezi că te lupți cu dușmanul și de fapt să te lupți cu Dumnezeu care a venit să te ajute? Se poate fără să-ți dai seama, așa de disperat ești, așa de absorbat ești de luptă, așa de stresat ești, că tu nu-ți dai seama, în loc să înțelegi în liniște și în pace, în loc să te rogi, Doamne, cred că ești cu mine, tu începi să te lupți. Sunt unii oameni în biserică care se luptă fără să știe cu cine se luptă. Ei întâi se luptă și apoi întreabă, dar ce s-a întâmplat? Nu e așa? Cine a făcut ce? Dar lor le place să se lupte. Fratele meu, stai liniștit. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu se va lupta pentru tine. Vreau să ne grăbim puțin, că e timpul trecut, să încercăm să ne grăbim, să trecem spre sfârșit. Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care iubesc. Pentru... Toate, cât de multe înseamnă toate? Cât de multe sunt toate? 90%? 95%? Păi dacă toate sunt spre bine, de ce te atași, frate? Păi sunt spre bine, dar nu-mi plac. N-ar fi mai bine spui, Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă, dar știu că ești cu mine și știu că tu nu mă vei lăsa singur, deși nu înțeleg, o să am încredere în tine. Dacă tu ai grijă de flori, de ce nu acționăm așa? Vreau să vă amintesc că în urmă cu 40 de ani fusese poporul Israel tot acolo și Moise a trimis să-i scoade. Și 10 s-au întors înapoi și ce au zis? Țara este mare, fructele sunt frumoase, dar nu putem să ne luptăm cu ei, că sunt uriași, o să ne mănânce ca pe lăcuste. Nu putem! Și din cauza asta, din cauza necredinței în Dumnezeu, au murit toți în pustie. Câți au murit în pustie? Toți, mai puțin de 2. Care au fost pe ea 2? De ce? Că au dat un raport bun, au zis așa, fraților, Dumnezeu ne-a scos din Egipt, Dumnezeu a secat marea, Dumnezeu ne-a dat victorie peste Oh și Sihon, peste Oh și Sihon, Dumnezeu ne-a dat apă din stâncă, Dumnezeu ne-a dat pâine din cer, fraților, stați liniștiți că Dumnezeu se va lupta pentru noi. Ce spune sorau aici? Noi nu avem nimic de temut decât dacă vom uita drumul pe care Dumnezeu ne-a condus în trecut. Motivul pentru care ne temem este că ne punem ochii pe probleme în loc să ne amintim că data trecută, acum 3 ani când ai avut o criză, Dumnezeu te-a ajutat. Acum 5 ani când ai avut o criză, Dumnezeu te-a ajutat. Și peste 2 luni după ce treci de criza asta, o să te uiți înapoi și zici, băi, m-am cam stresat degeaba, Dumnezeu m-a ajutat și acum. E așa sau nu? N-au intrat, au murit în pustie, că ăia n-au avut încredere. Au dat un raport greșit. Dumnezeu nu ne ajută. Într-un cuvânt, Dumnezeul lor a fost foarte mic. Într-un cuvânt, l-au reprezentat pe Dumnezeu greșit în fața țărilor din prejur. Băi, nu trebuie să veniți la biserică, că Dumnezeul nostru e mic, n-are putere, nu vă ajută. Stați liniștiți în banca voastră. Vreau să vă spun că cei care au un Dumnezeu de formă, îl reprezintă greșit pe Dumnezeu în fața lumii. Haideți să mergem mai departe. Încerc să sar mai departe. Îi spune Dumnezeu lui Iosua, uite cum cucerești. Și Iosua îi spune, Doamne, stai puțin. La noapte, la ora 7 de seara, avem comitet.
La comitet hotărâm cum rezolvăm problema asta. O să avem 4 ore de comitet și discutăm cum facem. Tu mergi înainte, eu iau pe la stânga armata asta, o ia pe la dreapta. Așa a făcut Iosua. Au făcut un comitet și au discutat cum să ia Ierihonul. Așa au făcut. Băi, fratele meu, când faci tu planul, o să moară o grămadă. Rămân 10 fără picioare, 20 fără capete. Planul vine de la Domnul. Când vine planul de la tine, ai probleme. Când vine planul de la Domnul, atunci vine și binecuvântarea Lui. Noi ne ducem la Dumnezeu să-i cerem binecuvântarea Lui pentru planul nostru. Dumnezeu zice, dacă vrei binecuvântarea mea, trebuie să iei planul meu. Nu cere binecuvântarea mea pentru planul tău. M-ați înțeles? Planul vine de la Domnul. Domnul spune ce să faci și tu trebuie să-L asculți prin credință. Căci cel neprihănit va trăi prin credință. Și Domnul îi spune, uite așa, prima zi merge oată în jurul Ierihonului. What? A doua zi merge oată. Și a doua zi? Da. A treia zi merge oată. Doamne, nu înțeleg. Nu trebuie să înțelegi, doar trebuie să mă asculți. A patra zi merge oată. Încep să mă scarpin în cap. A cincea zi merge oată. Doamne, cred că, sper că nu zici 30 de zile. A șasea zi, a șaptea zi, merg odată, am învățat lecția. Nu, frate, a șaptea zi merge de 7 ori. Păi eu, ca lui ăla, Naaman, te bagi în Iordan de 7 ori. Mă bag o dată, mă uit, tot lepră. Mă bag a doua oară, mă aștept și o să fie lepra mai mică. A treia oară și mai mică. Păi mă uit, tot mare. Păi nu mai mă bag, lasă-mă pace cu prostia asta, că nu face niciun sens. Așa ăștia, au mers în jurul Ierihonului odată, merg a doua zi, mă aștept acum să văd niște crepături în pereți. Merg a treia zi, mă aștept să cadă jumătate de perete. Nu se întâmplă nimic. Păi de ce să mai merg, frate? Când Dumnezeu spune un lucru, nu încerca să faci sens. Ascultă-L, indiferent dacă ai muri. Mergi înainte și fă ce a spus El. Că tu, înțelepciunea ta, nu te va duce decât la moarte. Păi și îl spune a șaptea zi, o colegi de 7 ori și după aceea, ce preoții sună din șofar și după aceea ce zice Dumnezeu? Ce, zice, ce trebuie să facă poporul? Să strige, dar în ebraică nu zice să strige. Zice shout of victory în engleză. Să strige de bucurie. Era un sunet când câștigau toți. Waaa! Toți tipau. Zice să strige de victorie, de bucurie. Doamne, stai puțin. Eu cred că tu ai greșit istoria. Din câte mi-amintesc eu, întâi cade peretele și apoi strigăm toți. Tu vrei întâi să strigăm și apoi să cade peretele. În relația cu Dumnezeu, cei care au credință se bucură înainte să vadă. După ce a căzut peretele, oricine se poate bucura. Credința nu e când vezi minunea și te bucuri. Credința e când te bucuri înainte să vezi minunea. M-ați înțeles? Când tu crezi că Dumnezeu știe sfârșitul de la început și dacă Dumnezeu a zis, ți-am dat, nu ce-ți voi da. E, nu e timpul viitor, e timpul trecut. Nu ce-ți voi da, zice, ți-am dat Ierihonul. Ți-am dat, e trecut, e rezolvat. Doar că se întâmplă mâine. Păi să vă spun cum înseamnă credința. Era băiatul 4 ani, Ovidiu, și eu aveam motocicletă. Am avut vreo 7 motociclete în total. Am început de la Mobră, a lui David Gioaldă, și am ajuns la Honda Nighthawk 4 cilindri, 750 cm cubi, glonț. 4 cilindri, se ridică pe orat, așa, putere. Frumos. Și eu aveam boala motocicletă, virusul în sânge. Veneam acasă cu motocicleta și băiatul mă auzea. A venit titicul. Fugea repede de la mine, ce mă duci pe mine, titicule, puțin. Zic, hai aici în spate și odată în jurul casei, gata, jos. Ziua următoare, mă duci pe mine, și pe aceea vine la mine, titicu, m-am hotărât. Spune-mă, vreau să-mi cumpere o motocicletă ca a ta. Zic, băi, tu ai 4 ani și motocicleta mea e așa de grea, pe asta cade pe mine, mă omoară. Păi cade pe tine, te face ca pe muscă. Titicule, vreau o motocicletă ca a ta. Bă, omule, tu nu înțelegi că nu poți, ești prea mic. Când crești, mare altă. Nu? Vreau o motocicletă ca a ta. Bine, men, îți cumpăr una micuță. Nu, vreau una ca a ta, să mă sui pe ea, să merg așa frumos. Wow, wow, wow. Băi, omule, îți cumpăr una teleghidată. Nu, vreau una să mă sui pe ea. Aoleu, ce mă fac cu asta? Bine, men, îți cumpăr una jucărie cu 3 roți. Aveau 4, aveau 2 și 2 așa de ajutor în stânga și în dreapta, în spate. Știți de ce vorbesc, nu? Cu pedale, fără motor, titicu, poți să mă sui pe ea ca tine? Da. Și poți să merg cu ea? Da. Titicu, îmi place albastru. Ți-o cumpăr albastru. Când o cumperi? Mâine. Când? Mâine la 5 când vin acasă. În clipa aia am crezut că fac hard attack, am crezut că stă inima. A început să țipe. A ieșit afară, a trânchitul și a fuge la copii. M-am uitat pe geam la balcon, strânge toți copiii și zice, am motocicletă! Și toți ce? Am motocicletă! Păi vreți să o vedem. S-a liniștit! Are 2 roți, 2 în spate de ajutor, are pedale, e albastră și mergi cu ea. Ce? Adu-o să o vedem. Și a nu, vine mâine la 5.
Păi de ce te bucuri? Îl știu eu pe titicu, dacă ai zis că o cumpăre, gata, e a mea. Dacă copilul ăla a avut încredere în mine, tu de ce n-ai încredere în Dumnezeu? Atât de multă încât să țipi, am motocicletă! Pentru că noi avem o teorie de Dumnezeu, dar nu avem o relație cu Dumnezeu. Când Dumnezeu le-a zis, țipați de bucurie, pentru că victoria e a voastră, v-am dat Ierihonul. Ierihonul ăsta, problema asta care tu o vezi și te stresezi, mâine n-o să mai fie. Tu o să fii aici, Ierihonul n-o să mai fie. Nu numai mâine, n-o să mai fie niciodată și tu o să fii aici veșnic. Păi când Dumnezeu ți-a spus asta, fratele meu, trebuie să te bucuri. Dacă mor, dacă nu mă ajută, dacă... Asta e semnul că noi avem o teorie de credință, nu o credință adevărată. Și atunci problema noastră nu e problema noastră, care o credem noi că problema noastră e Ierihonul. Problema care tu o vezi în fața ta, aia nu e problema ta reală. Problema ta reală este că n-ai o relație strânsă cu Dumnezeu. Aia e problema reală. Că Satana n-are interes să-ți ia motocicleta sau casa. Satana nu stă în casa ta. N-are interes să-ți ia mașina. Satana nu merge cu mașina. Satana n-are interes să-ți ia soția. După aceea nu doarme noaptea, că stă de ceartă. Satana n-a înțeles să-ți ia. Nu-i trebuie ce ai tu. Satana vrea să-ți ia relația cu Dumnezeu. Aia vrea să-ți ia. Și tu crezi că mi-a Satana serviciu. Satana nu lucrează, frate, la serviciu tău. Stai liniștit. Păi am o problemă. Satana mi-a atacat sănătatea. N-are nevoie Satana de sănătatea ta. Are nevoie de relația ta cu Dumnezeu. Problema ta nu e ce crezi tu. Este relația cu Dumnezeu. Acolo e lupta ta. Dacă Dumnezeu e cu tine, celelalte probleme sunt rezolvate. Frații mei, a trecut timpul, noi aveam aici 49 de slides și am făcut 19. Ne oprim și cu asta basta. Ne oprim? Păi ne foame, nu? Spune aici, în cartea Parabole, nu este capacitatea ta care îți dă victorie și succes. Nu este ce faci tu. Ceea ce Domnul face pentru tine îți dă succes. Ar trebui să avem mai puțină încredere în what putem să facem noi și mai multă încredere în ce face Domnul. Dumnezeu dorește ca noi să ne încredem în El și atunci va face lucruri mărețe pentru noi. Uite ce spune aici. Îmi pare rău că nu e în română, dar asta e. Dacă planificăm după ideea și înțelepciunea noastră, Dumnezeu ne va lăsa în pace în greșelile noastre. Dar dacă urmăm planul Lui, chiar dacă ajungem în locuri strânte, Dumnezeu ne va elibera. Mă grăbesc să termin. Trebuie să sărim. Dacă te-ai predat lui Dumnezeu să-i servești, nu ai nevoie să te stresezi pentru ziua de mâine. Dumnezeu știe sfârșitul de la început. Evenimentele de mâine nu sunt ascunse de fața Lui. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Fiecare bătălie este importantă. Fiecare bătălie. Când luăm în mâinile noastre rezolvarea problemelor noastre și depindem de înțelepciunea noastră, noi luăm în mâinile noastre ceea ce Dumnezeu nu ne-a dat în grija noastră și încercăm să fim noi în locul Lui, să fim noi Dumnezei. Luăm responsabilități care îi aparțin Lui, nu nouă. Ne punem în locul Lui. Dar când ne încredem în El și înțelegem că ne iubește, atunci nu ne mai îngrijorăm de viitor. Atunci avem încredere în El, așa cum copiii au încredere în părinți. Atunci stresul nostru dispare. Frații mei, vreau să vă spun o poveste și apoi ne oprim. Vreau să vă spun o poveste. Dacă ați citit pe internet povestea lui Jennifer Rothschild, cine a citit? Cineva? Ăla eu? Nimeni? Ok. Femeia asta lucra la o stație de radio baptistă și toată ziua avea o oră de predicare, o oră de întrebări și răspunsuri. Aveți încredere în Dumnezeu? Iubiți-L? Dumnezeu vă iubește? După aceea întrebări și răspunsuri. Și după câțiva ani, 10-11 ani, de a vorbi cu oamenii și a încuraja să aibă încredere în Domnul, să aibă în orice ați trece, la un moment dat a trecut ea prin probleme. A început să nu mai vadă. S-a dus la doctor și ce ai degenerare imaculară sau maculară sau cum se numește, Domnul știe că nu sunt doctor, dar e o boală care nu are vindecare. Se numește retinosis
Da, nu știu, trebuie să mă uit. Nu contează, asta nu e important. Și în decurs de 2 ani o să pierzi vederea complet, fără niciun fel de șansă, fără tratament, pentru restul vieții tale, orbire totală, nu mai vezi nimic, nici măcar o umbră. Retinoza pigmentoza, nu știu cum se numește, nu mă întrebați că e japoneză. Oricum, și asta se duce acasă și se roagă, Doamne, te rog, vindecă-mă, nimic. Doamne, hai că țin și post, că noi folosim postul ca greva foamei. Dacă ții grevă, Domnul n-are de încotro, trebuie să te asculte. Postul nu e, frate, să te audă Dumnezeu, e să-ți clarifici mintea, să-L auzi tu pe El. Așa. Ține post femeia, nimic. Are, dacă ai credință, Dumnezeu lucrează. Credința nu e să-L manipulezi pe Dumnezeu, să aibă încredere în ce zici tu. Credința e să te manipulezi pe tine, să ai tu încredere în ce zici El când nu înțelegi. Hai că dacă am credință, Domnul lucrează ca și cum Dumnezeu, nu are încotro, abracadabra. Când am credință, El trebuie să facă orice zice eu. Așa? Nimic nu se întâmplă, se roagă, nimic se întâmplă, după 6 luni orbește de tot. Încă 6 luni nu mai vede nimic, încă 6 luni, gata. Nu se mai duce la serviciu, nu mai vorbește cu soțul, nu mai vorbește cu copiii, intră în panică totală, avea o fetiță de 3 ani, intră în panică, intră în depresie, nu mai merge la biserică, nu se mai roagă, nu mai citește din Biblie, bine că nici nu mai vedea. Și când îi spune soțul, băi, hai mă la biserică. Nu, dacă Domnul mă iubește, de ce îngăduie să trec prin greutăți? Bă, stai mă liniștită, martirii au murit. Unii și-au dat viața pentru Iisus. Ioan, botezătorul, ia tăia. De ce înainte vine Domnul să-l salveze pe Ioan, cel mai mare dintre profeți? Așa spune Iisus, nu? De ce înainte vine Domnul să-l salveze pe Isaia? De ce înainte să-l salveze pe apostolul Pavel? Stai mă liniștită, mă, că noi nu trăim pentru viața asta. A spus la Mamertini, unde Pavel era aruncat în peștera aia, nu știu câți metri în pământ am fost acolo, și te uiți cât vezi cu ochii rotund, așa, adânc, 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 în pământ și acolo, în fundul gropii, stătea așa, că nu putea să așeze, că nu-i loc. Stai în picioare și picură, picătură, pic, pic, pic. Păi cât poți să trăiești? Nu s-a rugat omul ăla, de ce nu l-a scăpat Domnul pe apostolul Pavel, care era dita aia, apostolul care a fost în viziune până în cer și te scapă pe tine. Și i-a zis soțul, băi, stai mă liniștită, că noi ne încredem în Dumnezeu pentru binecuvântări. Ne încredem în Dumnezeu pentru că iubim. Și noi nu trăim pentru viața asta. Noi trăim pentru viața veșnică. Nimic. E ușor pentru tine că tu nu ești orb, dar eu sunt oarbă. Nu mă iubește Dumnezeu, că nu mă ajută. Dumnezeu m-a părăsit, sunt singură, Dumnezeu nu-i cu mine. La un moment dat soțul zice, știi ceva? Prea mult te uiți la probleme. Hai, înapoi la serviciu. Nu pot să merg la serviciu. Hai înapoi, hai să gătim. Nu văd, îmi tai mâinile când tai ceapa. Hai mă, lasă-mă. Hai cu mine la bucătărie. Nu știu să merg, lasă-mă că știi apartamentul. Cum să nu știți? Când se stinge lumina, cum te duci la bucătărie sau la baie? Hai, mergem la bucătărie, tocăm ceapa. Nu, că nu știu, hai mă că știi unde e ceapa. Păi e sumasă, du-te și ia-o. Azi gătim împreună, mâine spălăm vase împreună, poi mâine spălăm rufe, răspoi mâine mergem la piață. Cu greu a convins-o și a început încet, încet să înceapă activitățile. După vreo 2 săptămâni, deja funcționa singură prin casă, totul știa totul, totul al... Și zicea, gata, de săptămâna viitoare mergi la lucru. Nu, nu pot să merg la lucru, că nu văd. Lasă-mă că merg eu cu tine, nu e singură. Prima zi de serviciu, luni, merg amândoi, ies din casă, zice, 3 pași până la lift. 1, 2, 3, te întorci la dreapta, apeși butonul de jos, cobori cu liftul, ieși din lift. 2 pași până la scări, 4 trepte, pang, 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 ieși de la trepte, 3 pași până la ușa centrală, deschizi ușa de la scări, 1 pas în jos, 5 pași până a ieșit din bloc, 1 pas în jos, 16 pași prin parcare, 2 la dreapta, bordura. A urcat pe bordură, stația de autobuz. Întrebi și tu oamenii, băi, când vine autobuzul 21? Gata, a venit autobuzul, te sui, 4 stații, cobori, coboram amândoi din autobuz. Acum, 15 pași prin parcare, 4 trepte, deschizi ușile de la clădirea, de la servici, de la radio, încă 2 trepte, ta, 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 ta. La ora 4 vine și o ia, iar numără pașii, ziua următoare, marți, la fel, numără pașii, miercuri numără pașii, joi numără pașii, săptămâna viitoare zic, hai să vedem, merg cu tine, dar acum nu merg tu pașii. Începe ea, 1, 2, 3, liftul, pac, 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 4, nu știu ce, ajung la servici, marți, miercuri, joi, săptămâna viitoare, acum merg singură. Nu, mă abandon și tu și Dumnezeu m-ați părăsit, nu mă iubiți, sunt singură, sunt oarbă, sunt în necazuri, da, 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 da. Hai, lasă că o să, nu te mai stresa degeaba. Nu, că sunt singură, nu mă iubește nimeni. Se duce săraca singură. 2 pași, 3 pași, 5 pași, 16 pași, 2 pași. Azi, luni, marți, miercuri, joi, când urcă în autobuz, șoferul zice, Doamnă, eu n-am văzut pe nimeni să fie așa de binecuvântat. Tu ești orb, mă, nu vezi că sunt oarbă? Cum mă vezi binecuvântată? Doamnă, am văzut mulți oameni în viața asta, se suie și coboară în autobuzul meu, dar n-am văzut pe nimeni să fie așa de iubit. Ce omule, ești nebun, de unde știi că sunt iubită? Doamnă, chiar că ești oarbă și nu vezi. În fiecare zi când vii la autobuz, soțul ei era ofițer militar. Ce în fiecare zi când vii la autobuz, este un ofițer care merge în spatele tău cu mâine întinse în caz de caz să te prindă. Ce, matale, el e acolo tot timpul, numai că nu-l vezi.
Dar tu nu ești singură. Doar că nu-l vezi, ești toarbă. Dar el e în spatele tău, merge un pas în spatele tău cu mâinile întinse și când tu te sui în autobuz, el se sui în mașină și merge în spatele autobuzului. Și când tu te iei în autobuz, el parchează mașina și merge în spatele tău până te sui la clădirea de servici. Și când ieși de la servici, el acolo așteaptă după tine și merge în spatele tău. Și când tu te iei la autobuz, nu ești singură niciodată, numai că tu nu-l vezi. Suntem orbi, fraților. Așa e? Chiar dacă munții se mută, iubirea mea, nu se va muta de la tine. Te-am înscris pe palmele mele. Chiar dacă o mamă își uită copiii, eu nu te voi uita. Ce vrei mai mult de atât ce mai vrei. Așa este. Fraților, puneți-vă ochii pe capitanul salvării noastre. Puneți-vă ochii pe el, chiar dacă nu vedeți. Lupta noastră este să fim în permanență în prezența Lui, să nu ne separăm. Când ne separăm, suntem ținta lui Satana. În rest, lupta nu este a noastră. Dumnezeu se va lupta pentru tine în toate. Dumnezeu se luptă în toate, spiritual, emoțional, în toate nevoile. Țineți ochii pe Hristos, nu pe pereți, nu pe uriași, nu pe probleme, nu pe situații. Puneți ochii pe Hristos. Amin? Amin. Pentru că prin credință, fără credință, e cu neputință. Nu e ceva ce poți să explici. Dacă ar putea să explici, ar fi știință, frate, n-ar fi credință. Și ca să ai încredere în Dumnezeu, trebuie să ai o relație cu El. Că dacă nu-L cunoști, n-ai cum să ai încredere în El. Trebuie să ai o relație continuă, strânsă cu El. Ca în orice situație ai fi, să ai o pace care întrece orice. Să ai o pace, vă dau pacea mea, să ai o pace și o liniște. În mijlocul strâmtorării să ai pace, pentru că tu nu ești singur. În groapa cu lei să ai pace, în cuptorul de foc să ai pace. Că Dumnezeu a promis să fie cu tine. Așa se explică, martirii cântau pe rug. Pentru că erau, Îngerul Dumnezeu era acolo lângă ei. Îngerul Dumnezeu era lângă ei în foc. Așa se explică. Că Ștefan, când a fost omorât cu pietre, omul se uita în sus, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu. Că acolo era Dumnezeu lângă el, omul ăla nu era singur. Creștinii adevărați umblă în prezența lui Dumnezeu și sunt înconjurați de îngeri. Prezența lui Dumnezeu este cu tine. Lupta ta nu este să te lupți. Lupta ta este să chemi prezența lui Dumnezeu, să stai lipit de el, să nu te separi de el. Ala e treaba ta. În rest, Domnul se va lupta pentru tine. Tu nu trebuie să înțelegi. Pentru că Dumnezeu va folosi crizele nu împotriva ta, ci în favoarea ta. Și va întoarce toate lucrurile spre binele tău. Am zis că termin. O poveste scurtă și termin, vă promit. Eram în Maryland și copiii erau în Wisconsin. 8 ore jumate de condus. Și trebuia Denisa, nora, să termine școala și nu știam noi cum să ne scremem mintea să-i convingem să se mute lângă noi. Că nepoței, să avem nepoței lângă noi. Și am început să, băi, du-te și tu, aplică aici, în Lexington, nu aplica în alte, ce mă, eu aplic aici, dar dacă nu mă primește aici, ce fac? Și zic, lasă-mă că mă rog eu și Domnul face ce zic eu. Doamne, ajută ca Denisa să vină aici cu școala, ca să fie copii lângă noi, să nu știu ce. M-a rugat, ce crezi, că a răspuns Domnul. Și îmi zice soția, că băi, tu n-ai ținut predica sâmbătă asta, că planul trebuie să fie planul Dumnezeu, nu planul nostru. Zic, da, dar zic, acum în situația asta trebuie să fie planul nostru. Dar Denisa, nora, zice, nu, eu am auzit predica și eu vreau să fie planul Dumnezeu. Din mintea mea, de ce ascultam, mă, predica aia? S-a pus fetița, s-a rugat cu băiatul nostru, s-a rugat o săptămână întreagă. Doamne, Tu știi unde trebuie să merg, eu nu înțeleg, dar nu trebuie să înțeleg. Tu să ne duci la școală unde știi Tu, nu unde vrem noi. S-a rugat și după o săptămână, vine o hârtie în poștă. Ea a aplicat în Lexington, unde locuiam noi, și eu bucuros, gata. Și din Lexington vine hârtia, nu vă aprobăm. Zic, bă, voi sunteți stâmpiți, asta are numai note de 10, este vârful vârfului, este cap, nu coadă. Ce aveți? Dau telefon la ea, de ce nu o primiți? Păi știm că are note bune, dar la noi s-a făcut înscrierea în februarie și a aplicat în mai. Prea târziu, trebuie să aplice pentru la anul. Ai de mine, zic, n-ai vrea să stai un an acasă, nu mergi la școală? Nu, că trebuie să mergi la școală. Se roagă o săptămână și primește hârtie din Pennsylvania. Păi stai puțin, în Wisconsin era la 8 ore și acum în Pennsylvania ești la 14 ore de noi. Te duci, în loc să vii mai aproape, te duci mai departe. Zic, aoleu, ce face domnule, încurcă rău de tot, nu știe geografie. Și zice Denisa, băi, eu m-am rugat o săptămână cu bărbatul și la sfârșitul săptămânii a venit o scrisoare în poștă, fără ca eu să aplic,
ca să ne înscriem la Universitatea din Pennsylvania, care este Ivy League School, adică e una dintre cele 8 cele mai tari școli pe glob. Și zice, acolo nu te duci să te înscrii, acolo numai dacă te invită. Și am primit scrisoare, m-a invitat la Universitatea din Pennsylvania. E UPenn, vestită. Și zic, nu te duce. Păi ce, nu mai pus să mă rog, m-am rugat o săptămână. Și am primit scrisoare cu invitație. Eu cred că e răspunsul. Zic, Luc, ești mai departe, 14 ore de noi, nu te duce. Când s-a dus, m-am necăjit cu Domnul, Doamne, ce ai făcut? Mă, cam necăjesc, copiii s-au mutat și mai departe de noi. 2 luni mai târziu primesc chemare de la Conferința Generală să lucrez acolo. Care este la 2 ore de Pennsylvania. Chiar acolo, vecini. Și soția se uită la mine și zice, dacă copiii s-ar fi mutat aici și noi ne mutam acolo. Ce bine că Domnul nu te-a ascultat, că Domnul știe viitorul. Domnul a tăcut din gură, te-a lăsat în pace, să te rogi cum vrei tu și Domnul lucrează, toate lucrurile lucrează împreună. I-a pus acolo că știa că și tu peste 2 luni te duci acolo și în sfârșit sunteți aproape. Și noi ne necăjim, nu m-a ascultat Domnul. Domnul te-a ascultat, numai că ești tu orb. M-ați înțeles, fraților? Puneți-vă ochii pe Dumnezeu. Creștinii adevărați au un Dumnezeu real. Sunt conștienți că Dumnezeu este cu ei. Dau o speranță. Într-o lume stresată au pace. Cum poți tu să-i dai speranțe vecinului când tu ești disperat? Tu trebuie să ai pace. Ca oamenii să știe că tu umbli cu Dumnezeu. Ca tu poți să le dai curaj și speranță și altora. Credința trebuie trăită. Nu numai vorbită. Amin? Amin. Ok. Mă opresc. Domnul să fie cu noastră.